Frații gemeni de 4 ani salvați de la o posibilă tragedie de către un jandarm aflat în timpul liber. Cei doi copii erau rătăciți și foarte dezorientați. Aflat în timpul liber, în timp ce conducea spre casă, locotenent Lucian Ristea a observat doi copii care fugeau pe marginea carosabilului, într-o zonă circulată intens în apropierea localității Șimian. Tatăl, la rândul său, Lucian, a realizat pericolul la care erau expuși micuții, care alergau dezorientat și, pentru o clipă, s-a pus în locul părinților acestora. A oprit mașina, a alergat într-un suflet la copii, i-a luat și a încercat să afle cum au ajuns acolo și unde locuiesc. Confuzi și destul de speriați, gemenii de 4 ani n-au știut să spună unde locuiesc, indicând o zonă unde nu erau case. Copii în vârstă de 4 ani, frații gemeni, care se rătăciseră pe un drum din Mehedinți, au fost salvați de un jandarm aflat în timpul liber. Colegul nostru se afla în zona localității Șimian când i-a observat pe cei doi. Micuții păreau dezorientați și alergau pe marginea drumului extrem de aproape de mașinile care treceau cu viteză. Deși era în timpul liber, bărbatul nu a stat pe gânduri și a intervenit. A cerut sprijinul colegilor de la postul de poliție Șimian pentru a identifica ca familia celor doi copii. Norocul lor a fost însă un cetățean care trecea prin zonă și i-a recunoscut pe minori. A indicat adresa familiei, iar aceștia au ajuns în siguranță acasă. În scurt timp, cei doi frați au ajuns la părinții care plecaseră disperați în căutarea lor. Aceștia le-au mulțumit pentru implicare celor ce au ajutat la aducerea în siguranță acasă a copiilor.